Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a organizat în București un eveniment special dedicat atât temelor esențiale din procesul de dezvoltare durabilă a mediului rural, cât și o trecere în revistă a celor 18 ani de existență. Colegul meu, Marius Milea, ca de fiecare dată cu simț de răspundere, a stat de vorbă cu Adrian Chesnoiu, directorul la FIR, pe care l-a chestionat în legătură cu planurile de viitor ale agenției. Este bine știută importanța acestei entități pentru dezvoltarea agriculturii naționale. Sunt mulțumit de anul 2018. Ne-am propus inițial, atunci când am discutat cu conducerea Ministerului, ca ținta de absorție să fie de 1,2 miliarde. Am reușit să plătim efectiv 1 miliard 205 milioane. Credem noi că dacă lucrurile ar fi mers mai bine, puteam să depășim și acest plafon, dar grosomodo sunt foarte mulțumit și sunt mulțumit de faptul că Programul Național de Dezvoltare Rurală, cel gestionat de AFIR, merge foarte bine și știți bine declarația domnului comisar Phil Hogan la venirea în România, când a spus că este programul cu cea mai spectaculoasă creștere și implementare la nivel european. Am vorbit de trecut, am vorbit de prezent, vreau să vorbim și de viitor. Vorbim și de viitor, ne interesează foarte mult pentru că în momentele acestea la Bruxelles se discută și se negociază noile regulamente. Putem vorbi deja de faptul că România peste câteva zile preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, un lucru extrem de important și de ce nu să ne gândim la ceea ce va însemna post-2021, exercițiul 2021-2027, unde trebuie să fim foarte atenți cum ne vom construi acest plan național strategic, care sper eu, prin această posibilitate pe care Comisia ne oferă, să fie mult mai adaptat la specificul românesc, la specificul țării noastre și tot ceea ce ne dorim, sau zonele în care ne dorim să finanțăm, să fie cât mai reale față de interesul și de nevoia agriculturii românești. Care este cea mai mare provocare pentru agenție în 2019? Cea mai mare provocare din 2019 va fi să ne asigurăm că fiecare eurocent va fi absorbit, să creștem nivelul plăților, să creștem tot ceea ce înseamnă implementarea proiectelor, astfel încât niciunul dintre contractele care astăzi se află în derulare să nu fie cu probleme, ci toate să fie implementate cu succes.